Bună frumoșii și superbii mei, sunt Alexandra Câmpan și bine ați venit la un nou vlog. Unde credeți că ne aflăm astăzi? E o zi foarte importantă pentru noi. Suntem la Scania. Da, ați auzit bine, dar de ce ne aflăm aici? Pentru că tocmai ne-a ajuns camionul cel nou. Da, ați auzit bine, ne-am comandat un camion nou-nouț din fabrică. Pe gustul nostru, ca să zic așa, eu zic să mergem să vi-l arăt, nu? Deci, sunteți pregătiți să îl vedeți? Deci am emoții, stai, nu-l filma încă, chiar am mari emoții pentru că camionul acesta mi l-am dorit tare mult și e pe gustul meu. Deci toate dotările posibile ce au existat în acel catalog, credeți-mă că pe toate le-am pus. E super, mega wow, o să închid multe guri, sunt convinsă, aici le avem. Bineînțeles și sora mea și-a comandat unul, sunt identice, dar atenție, nu o să rămân așa pentru că mai avem surprize pentru voi. O să-i facem mici îmbunătățiri atât exterior cât și în interior, deci interiorul vrem să-l facem în Olanda la niște specialiști. Aici e și numele meu scris, Alexandra Câmpan. Da, e un V8, un 660. Wow, chiar e wow acest camion. Haideți să vă arăt și ce cauciucuri are. Deci Michelin, bineînțeles, nu se putea altfel. V8 aici, în cromat, scrie mare. Și am comandat și depozitul, vine cu alarmă. Deci hoții, atenție. Capacele acestea sunt super mișto, toate vin cu V8. E... chiar e wow acest camion, chiar e wow. Și haideți să vi-l mai arăt și din față, cum arată, stopurile deja vin modificate. În față avem și scrisul de Scania în cromat, deci vine cu parasolar. Nu mai vreau hate, mi-am luat foarte mult hate cu primul camion, cu cel roșu. Dar ăsta vine ca lumea. Aici e și Adriana. Hei, dar ce faceți aici? Ce e cu camioanele astea superbe? Deci efectiv le ador, sunt foarte frumoase. Și eu le ador tare mult. Vreau să vă zic că le-am luat, le-am comandat să semene puțin, pentru că și noi suntem aproape gemene, deci trebuia și camioanele să semene între ele. Dar o să le modificăm cu culorile noastre favorite. Deci... le adorăm. La punerele de la ușă, la geamuri, e absolut impecabil. Și bineînțeles, nou-nouț, 0 km, trebuie să specificăm și lucrul ăsta, dar oricum, asta o să vedem acum. Unul meu mult dorit, mult așteptat. Așa arată interiorul de data asta, surpriză. L-am comandat doar cu un singur pat, pentru că aici am vrut neapărat dulapuri. Hai să deschidem primul dulap. Așa arată. După cum v-am zis, o să vină modificări totale. Bine și cu boxa? Da, asta e pentru... da. Bine și cu boxa? L-am comandat și cu subwoofer. Așa. Trebuia să se audă și muzica bine. Noi suntem și cu live-urile și astea și am zis, măi, să se audă muzica, să fie muzică bună. Să audă manelele! Așa arată. Aici. Alea se aprinde, dar trebuie să punem contactul. Alea se aprinde. Așa. Comenzele. Că tot de asta vine tot schimbate. Tot. Roșu. Mamă, ce. Păi da, V8. E V8, frate, ce să mai. Cu detaliile în roșu. Dar oricum... ce zici? Vine cu frână electrică. Deci aici avem frână electrică, nu mai avem maneta clasică. V-am zis că dacă tot îl comandăm full. Deci tot ce s-a putut pune interior, exterior pe acest camion. Dar nu ai arătat camion, încă nu. Tot ce s-a putut pune pe acest camion, toate dotările posibile noi le-am pus. Deci tot ce s-a putut. Vreau să vă zic,
și scaunele sunt amândouă la fel, adică cum se premium. Numește? Premium. Sunt la fel, deci încălzire, aerisire, toate nebunile, tot ce se poate. Hai să vă arăt acest scaun minunat, nici nu știu că nu vreau să iau folia jos. Dar nu-l rupe așa, iubi. Hai numai puțin să se vadă. Ah. Ce scrie aici? Ce scrie din piele, deci nu e ca și la alții, că mulți se laudă cu ele, dar sunt lipite. E un V8 lipit al noastre, bineînțeles, originale. Adevăr, arată super. Da, chiar. Hai că nu vreau să... Așa? No. Aici avem... Deci aici e... Dulapurile clasice? Da. Aici o să vedem ce o să punem. Ai văzut că avem o priză? Asta da, l-am comandat cu priză aici. L-am comandat și cu mai multe prize. Aha. Avem multe lumini, multe plăci. Da, deja nu mai vine cu atâta lumini puse de noi. Nu, o să... Surpriză. Rămâneți aproape dacă nu mă aveți. Dați acolo un share, subscribe, tot ce vreți voi. Aici... Deja vine pregătit cu cuptor cu microunde din fabrică. Nu l-am mai pus noi de data asta. Ăsta v-am zis, tot ce am vrut noi, tot ce am dorit, am pus pe el. Așa arată cuptorul. E senzațional, super. Și foarte util. Da. Așa. Aici, dulapul. Un dulapul simplu. Unde îmi țin eu hainele, unde îmi țineam. Da, deja cred că nu mai vine aici. Dar cred că nu o să mi le mai țin acolo, da? Arată puțin, te rog, și bordul. Cum da, păi, aici cu emblema de V8-ul, cu liniuțele în roșu. Da. Și aici liniuța în roșu. Adevărul bine, foarte, foarte ok. Da. Aici avem și... Iară, și GPS-ul? Vine da. Iară cu GPS-ul... Da. Așa tot nou e, nu știu frate, ce e nou, adică îl ador efectiv, îl ador. Dergicapatul de... Camionul ăsta mi l-am dorit extrem de mult. Frigider, mare. No, încă n-am pus nimic, e tot nou, păi acum a adus. Da, acum a ajuns camionul, noi ne aflăm la Scania. Și deocamdată lăsăm... Că tu își dai seama, l-a pus cu ușa, zis Miguel că l-a pus cu ușa aia, se nu murdera scabolanul. Clar. Dar se nu-l iei. E și omor. Vreau să se vadă și volanul cum vine cu detaliile în roșu. În roșu, acum vine cu Scania negru și bordurile negru, în loc de cromat. Da, nu mai vine cromat, vine negru. Îi dăm cheie? Dai cheie. Hai să vedem cum se aude. Oh. Hai să-l accelerăm puțin. Oh, ce vine suna. No, în fine. Haideți să vedem aici kilometri 0, adică avem 0,2. Cât l-a dat jos de pe platformă. Mamă, ce minunat e. Ce minunat e. Așa. Ce mai? Avem trapă electrică. Stai. Încurca butonul. Aici deschidem, avem trapă electrică, nu mai avem... Asta e jos, stai că eu mi-am uitat mai de jos. Nu mai avem cu mâner. Nu. Așa, închide-l de tot. Închidem de tot. Așa. Așa. Și aici avem. Alta? Aici. Aici avem. Oh. Nu mai vine... Tipica cu mâner, cu ei, eu, deci... Asta e... Unde-i butonul? Asta e electrică. Aici avem și deconector de baterie pentru deconectarea bateriilor. Îmi vine și pe spaniolă, nu mai știu nici eu, și pe spaniolă îmi vine să vorbesc. Așa, eu zic să mergem afară pentru că nu v-am arătat tot exteriorul. N-am grăbit să urcăm înăuntru, că n-am avut răbdare. N-am avut răbdare să urc să vă arăt interiorul, dar o să mergem să vă arăt și exteriorul pentru că vine schimbat, nu vine ca și celălalt. Haideți să vedeți despre ce este vorba. Până și presurile deja vine cu V8. Așa se prinde mai așa, ok. Se da. Și asta de pe lângă. Da, toate cu V8. Toate. Adevărul foarte fain. Hai. Foarte fain. Ușa vine cu pielea, cu emblema de V8-ul, luminile.
Vine și aici, a nostru e normal i-a obțit în roșu, aici, lunga asta. Asta deja vine și în cromat. Stai un pic. Lumina asta, încă n-am văzut cum lumi... ce n-au pus. La lumina aia, cred că e cu B8, n-au pus. Da. Vine și cu... Da. Stai că nici nu știu cum... Așa. Oh. Ce tare e! Ia ce mult s-a ridicat! Stai să se aprecieze așa! Mamă, ce sus e! Asta e prot! Mergem pe munți cu el așa! Da, uite-te și la cauciuc, ce formă au și cauciucul aia de pe spate. Stai că așa, acum se vede mai bine. Forma cauciucurilor. Asta deja l-am comandat și cu bateriile în spate. Da, cu două baterii. Cu două baterii în spate. Stopurile. Stopurile sunt noi. Bine, deja vin schimbate. E noul model. Asta e... Aici e și camionul Adrianei. Sunt identice, atât interior cât și exterior. Dar o să le îmbunătățim să nu mai fie chiar identice. O să facem ceva ce ne reprezintă pe amândouă. Așa, coboară-l. Mamă, ce s-a coborât dintr-o dată. Acum coboară de pe spate. Așa. Mie îmi place tare mult că avem și alarmă la depozite. Aha. Avem și două compartimentele în fiecare parte. Da. Deci și de sus. Sunt foarte utile. Da. Mie cel mai mult îmi plac dopurile, capacele. Oh. Deci așa aripile bine schimbate, de un plastic un pic mai tare, nu e ca și aia la altă, aia la altă e un plastic mai subțir, asta e... Mai tare, nu? Mai tare. Ah, și alta chestie, care schimba mult de la camionul aia la altă până la camionul asta. Deci nu mai... Clima de staționare, nu e aici în spate. Ah, exact. Mai bine clima de staționare în spate. În spate, că vine aici în față. Da, nu știu dacă se vede, dar e aici. Aici sunt cele trei radiatoare. Da, vine în față. Nu se prea apreciază, cred, pe filmare. Alta ca este care vine schimbată sunt farouri. Deja, farourile, scuze. Aia la alte era... Cum ar veni întreg lumii. Asta deja vine aici un flut. Slița la mijlo. Vine cu tumbulița asta care luminează. Și sus tot așa. Și da, l-am comandat cu parasolar. Foarte mult hate am primit la primul camion că nu are parasolar. Dar acesta l-am comandat cu parasolar. Vine deja cu tumbulițele, scania în cromat. Mă urc puțin sus să-l accelerez, să vedeți cum se aude din exterior. Dacă adevărul din exterior n-am auzit-o. Dar îmi place cum te-ai îmbrăcat astăzi. Da? Nu. Mi-am luat această ținută să mă sufăsc în camionul la foară. Nu-i place deloc. O zis că parcă sunt ziar. E așa. Parcă ești ziar, mă, iubi. O supă de litere.
de fiecare dată cei de la Scania s-au purtat foarte bine cu noi, foarte amabil. Ne-au făcut și câte o mică atenție, un cadou din partea lor. Ce credeți că am aici? Ta-dam! Stai că o pun aici. Aici avem o geacă pentru mine. Exact mărimea mea. Yes, nu? S sau XS, stai să văd. Cred că XS nu era, cred că da. Yes. S, da. Da, de veri foarte faină geacă. Da, vreau să o provez. Să vedem cum vine. Wow! Cum e? Foarte frumoasă. Da? Tu, nu geacă. Și geaca? Și geaca, e foarte frumoasă. Așa arată gecuța. Dar cred că asta merge, se te-l pui. Cam, da, e foarte frig afară. Foarte frig afară. Dar uite, de aici avem și se și strânge. A, cum îți place ție. Cum îmi place mie. Așa, mai strâns un pic. No, ia ce fain ai. Așa e. Super. Așa vine geaca mea. Îmi place mult. Mm-hmm. Deci și mânecile se... Se strânge. Ai, ce tare e. Vai, chiar îmi place, deci da, da. Chiar îmi place mult. Ce mai avem în cutia? Hai să vedem. La ce dai jos, acum? Lasă de-l pus. Nu, nu pot. Nu pot. Merge la țin, ai. Stai să te vezi în video, cum... Ce frumos ai ești. Așa, cu rosăsiu aia. Așa, aici. Aia e... Stai să văd și aici. Ah, ne-a dat alt breloc, dar ăsta o să îl ducem. Da, că zici că ne dă altul. O zis că ne dă altul cu V8, pentru că nu mai merge cu Scania simplu dacă noi avem V8. Doamne. Normal. Și aici avem o geacă pentru Juan. Ai mai... E foarte faină. Da, e foarte faină și e grosă, e calduță. Asta e mai groasă, a mea e mai slăbuță. A mea e mai slăbuță ce-i drept, dar lui Juan chiar e groasă. Aia e de iarna, e mamă. Vai, ce frumoasă e. Da, în albastru, e faină. E foarte faină. E superbă. Și groasă tare, adică... Aha. Așa arată. Dar nici mie nu merge cu ținuta asta care am eu astăzi. Păi nu, aici scrie mare Scania. Scania, aha. E frumoasă geaca tare. Da. Nu vine prețul. Cam cât ai... Cam cât costă una. Ce-ți place? Oricum, e... E. Jum. E destul de scumpă. Hai că le pun la loc. Da, că trebuie să se plecăm, să mergem... Mergem să mâncăm, nu? Da. Bun. Păi noi numai de mâncare vorbim. Cam ăsta este camionul cel nou. Frumoșilor, vreau să fac și un anunț. După cum știți, acum am două camioane, deci o să am nevoie de șoferi. Pe cel roșu, pe S500, camionul vechi, adică vechi, care e tot nou, care doar un an, e și ăla nou. Mi-ar plăcea să fie echipaj ori soț, soție, ori iubiți, ori doi bărbați, adică nu mă deranjează. Puteți să-mi scrieți pentru detalii pe Instagram, acolo o să vă dau mai multe detalii, o să-mi ziceți și voi mai multe despre voi, adică mi-ar plăcea un CV să-mi lăsați acolo și bineînțeles mi-ar plăcea să locuiască persoanele respective și în partea de jos a Spaniei, pentru că eu sunt aici în Almeria, deci în zona asta, dacă vă aflați și dacă vă interesează și dacă v-ar plăcea să lucrați la firma mea, îmi puteți scrie pe Instagram și acolo ne auzim și negociem. Noile noastre camioane, surori ca și noi, aproape identice, dar nu o să mai fie. Mulțumim din suflet că ne-ați urmărit. Sper că v-au plăcut și vouă aceste camioane. Vă pupăm și nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un comentariu pentru a ne putea vedea